Robert 4-1, aseară l-am văzut pe Banduru. A dat de înțeles că niște jucători de la UTA ar fi fost blat. Cam asta a spus Banduru. Ai văzut și tu probabil declarațiile? În loc să analizăm jocul și fazele și aia, aruncăm cât o petardă, de asta cât o fumigenă, așa că dă bine. Nu cred că se pune problema. Nu, nici eu nu cred, dar m-au surprins totuși. Am văzut declarația lui Panduru. Dom'le, am venit să facem circ. Mi-am dat seama minutul 7-6 că UTA de fapt nu vrea nimic de la meciul ăsta. În loc să jucăm fotbal, am venit să facem circ și așa mai departe. Ai citit, sunt convins că ai citit și tu, l-ai văzut. O ratare a lui Fabrini sau a nu știu cui, să leagă de o ratare pe o minge pe o centrare venită în careu și ăla lovește mingea din prima, dar fiind mascat și dă spre colțul lung, că dă pe lângă poartă, ok. No, dar îți dai seama să-i spui lui Rednic sau să le spună Rednic, jucătorilor, dați-vă bă să vă dea ăștia patru. Păi l-ați văzut pe Rednic cum era la 2-0, am crezut că-i sare stentul după barteră de la inimă săracul. După meci era transfigurat. Eu, pe cuvânt de onoare, când am văzut că intră, m-am și speriat, că tu știi că domnul Rednic e prietenul meu, lăsând gluma la o parte. Da. Când am văzut salvarea aia, că dădea cu spatele să ducea spre bancă, a trecut prin fața băncii de rezervă a Rapidului, am crezut că i s-a făcut rău lui Rednic. Îți dau cuvântul meu de onoare. Te-ai speriat? Da, am zis, ambiția că păi Rednic ar fi dat 2 ani din viață să bată Rapidul Giulești. Cum să dea meciul? Cum să dea meciul? Dar cum să-i spui lui Mezar, domnului Mezar, care bagă milioane acolo, bă, lasă-i, și când poate UTA poate scăpa de grijile retrogradării. Pentru că echipa care va prinde locul 7 între ghilimele, va avea mari probleme, o să vezi. Pentru că e și un șoc moral. Bă, n-am prins primele 6. Și cu, dacă legi așa vreo 3 înfrângeri, te trezești că ești lângă Botoșan și lângă Dinamo. Deci petarde, fumigene, mai înțeles, ala Pandi, care Pandi e un simpatic, dar le mai aruncă așa. Da, probabil, nu știu, imediat după ce a vizionat meciul, probabil și supărat un pic că Rapidul pune iar presiune pe FCSB. Vi s-a părut ceva? Credeți că se mai poate întâmpla? Astea-s prostii. Omenii, ceva? Nu. Adică ce să le zici la jucători? Stai, jucătorii care au ratat 3-4 ocazii uriașe la 2-1. La milimetru o trecut. Se întâmplă. Nu. Uite, adică vi s-a părut pănele ceva, Florine? La Faru, practic, ai avut aceeași fază ca la... Asta zic. Adică ți s-a părut ceva dubios la meciul ăsta? Nu e dubios, dar... Știi, bine, ai văzut Robert, și Ducadam a zis. Ai văzut și Ducadam a zis, rat. Bă, pe mine mă bucură că oamenii ăștia care au fost foști mari fotbaliști și care sunt formatori de opinie aruncă niște lucruri așa doar de dragul de a se uita lumea la televizor. Adică mie dacă îmi spune cineva, Panduru, care e tobă de fotbal, într-adevăr el crede că a fost ceva la meciul de aseară, cu scuzele de rigoare înseamnă că eu m-am înșelat grav de tot în privința lui Panduru. Dar ți-am zis și Ducadam a aruncat niște fumii. Și Robert, și Ducadam a aruncat niște fumigene aseară la Digi. Dom'le, foarte ciudat Benga ăsta ce a făcut și nu știe. Știi? Bine, adevărul că la ce a făcut Benga, mai înțeles, chiar mă gândeam. Bă, ăsta o fi jucat la pariuri? Oriaș, dă stângul în dreptul și nu riscă niciun jucător. Da, dar faza este de așa natură că chiar te întreb, bă, ce face ăsta? A jucat la pariuri? Bă, dacă ce n-ai vrei să greșești ca fundaș central, poți să greșești mai frumos de atât. Știi, ia povestește-ne, Florine, cum e, că vă ca experiență. O oarecare experiență am, da. Serios? Nu, glumesc. La un moment dat, când eram Liga 3-a, s-a mai întâmplat să fiu neplătit de 6 luni, să ne zică patronul, bă, asta e, dați-mi, trebuie să le dăm meciul la ăștia. Și... La Clinceni, când ai fost? Nu. Vorbesc de perioada Satu Mare, aveam. Eram copil. Bun, și cum făceai? Păi nu făceam eu. Doar că te știam că trebuie să pierde meciul. Și atunci nu mă puneam eu fundaș central să-i dau mingea lui ăla să dea gol. Da, înțeles. Mai făcea unul mai vârstă un penalti, mai făceai o chestie de genul ăsta. A, deci știi cum e, cum să faci. Știu cum e, da. Deci nu ți s-a părut la Benga aici, adică nici chiar așa pe față. Mai trebuie să fii chiar fraier să faci așa pe față. Auzit pe Florin. Păi, asta-l pe Florin cu câtă experiență, pare să vorbesc. Da, bine, nu vreau să dau apă la moară, că iar o să-mi zică de meciul cu Vitorul, care a dat aia gol din poziții imposibile și am zis de 1000 de ori că
De ce? Că mă jur pe orice că n-a fost meci blat, știi? Că n-ai blătuit tu meciul. Că nu eu, nimeni din vestiar. Sau nimeni... Da. N-a avut loc o discuție în vestiar. Da, n-am văzut, da, să știu ce discuție au avut, nu știu, un jucător individual. Sau să zic antrenor vreodată. Știi, da, că s-a discutat mult de meciul, da, la viitor. Da, 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 da. A fost acuzați puternic. Și noi eram, mamă, ce a fost nasol rău de tot. Iar m-am simțit așa, nu știu cum să zic, că toată munca mea e așa dată. Umilit totală. Da, da, da. Umilită. Și... Umilit și ca om. Știi că, da, nu? Clar. Umilit clar, ca clar. Om. Eu eram deja de 3 ani la echipă. Da. Și câștigasem un titlu și să, da, vii să faci chestiile astea. Dar mă rog, frustrare mare în vestiar, apropo de meci, că erau zvonuri înainte că le dăm, că FCSB pierde meciul, știi? Și noi știind că nu e nimic, îți dai seama că eram super ambițioși. Uh-huh. Am mai spus povestea asta. Aveam un coleg în vestiar care era foarte tăcut și noi la pauză eram conduși cu 2-1, sau nu mai știu cât era scorul. Și la pauză ne certa pe acolo. Că, cine? Borceanu sau cine? Da, Borceanu era în vacanță. Nu știu că le-a dat liber la 6-7. Dar cine a fost colegul tăcut? Nu vreau să spun cine. Așa. Și spun imediat de ce. Și la pauză zicea, bă, hai bă frate, ce facem? Mutu, ăla mutu nu. Adică nu mutu din vestiar, da. Da. Și după am aflat, că după meci am aflat, că el pariase pe noi că vom câștiga meciul. Pentru că știa că nu e nimic, înțelegi? Uh-huh. Și avea încredere în noi. Uh-huh. Pariase o sumă destul de mare și de-aia era supărat la pauză. Când zicea, bă, eu pierd banii, pierdem și meciul, pierd și bani. Da, dar cine? Nu pot să spun cine, dai seama. Vreau să-i fac probleme. Da, Robert. Da, asta spuneam, că ți-am zis și Duc Adam a aruncat niște fumigene. Bine, Horia, domnul Cadam a aruncat niște fumigene. Așa oricine poate să vină cu niște argumente, dar nu te faci, fii atent, Horia, și oamenii ăștia ar trebui să știe. Poate a vorbit stelistul din Duc Adam. Poate o vrea să se întoarcă la domnul Becali și nu știe cum să facă. Mai te faci risc să te faci în halul ăsta de rahat, faci un atac decisiv la 16 metri, lași pe ăla singur cu portarul, te duci la Rahmani, te duci în alunecare la mișto la 30 de centimetri de el, să întoarce ăla și scapă singur cu portarul. Yeah. Faci un atac decisiv în careu, nu îi dai lui ăla, îi dai joker puzzle ăla, ia frățiorul meu, bagă tu în poartă. Ce naiba. Dar domnul Cadam ar trebui să știe astea, că mai sărea pe lângă ele. Auzi că? Mai sărea? E, așa să știi, nu știu că eu sunt altă generație, dar am văzut că povestesc. Da, să știi că... 30 de ani după ce se lasă, ne mai povestesc câte ceva. Să știi că, în general, cei care vin cu chestii de genul ăsta, cu fumigene de genul ăsta, sunt mare parte din acea generație, când se făceau foarte des. Da. Da.